Ion de Liviu Rebreanu Roman modern, realist, obiectiv Romanul este o specie a genului epic în proză, de mare întindere, având o acțiune complexă, desfășurată pe mai multe fire narrative, personajele sunt numeroase, iar între ele apar conflicte. Întâmplările secolului XX determină mutații fundamentale în mentalitatea filozofică și psihologică a oamenilor, Literatura dezvoltă astfel noi teme și valori specifice cadrului modern. Patrimoniul literar românesc al secolului XX se îmbogățește cu opere, teme și valori moderne, susținute de către criticul literar Eugen Lovinescu, care este susținător al sincronizării literaturii române cu cea din planul european. Liviu Rebreanu îmbogățește patrimoniul literar, creând romanul de tip realist-obiectiv Ion, în care se prezintă viața țăranului român care, din frustrările lipsurilor, aspiră la bogăție. Tema romanului Ion este prezentarea rolului în deținerea de pământ a începutul secolului 20. Perspectiva narrativă a romanului este una obiectivă, naratorul fiind omniștient și omniprezent. Tipul de narator prezent în opera Ion este detașat total față de fapte și de personaje iar întâmplările narate au caracter realist, aceste trăsături fiind specifice romanelor realist-obiective. Romanul prezintă soarta tragică a țăranului Arivist român, protagonist al operei, purtând ca nume titlul operei, Ion. Cele două capitole, Glasul Pământului și Glasul Iubirii, sunt așa numitele voci interioare care influențează acțiunile protagonistului Ion conflictul principal este reprezentat de lupta personajului principal ion pentru deținerea pământurilor lui vasile baciu acțiunea se desfășoară linear în incipient și în final prezentându-se cadrul spațial și cadrul temporal Expozițiunea prezintă detaliat satul ardelenesc Pripas, trecând apoi la momentul hotărârii protagonistului Ion în a o cuceri pe Ana, fată urâtă, dar provenită din familie bogată, părăsind-o astfel pe Florica, o fată frumoasă, dar săracă. Intriga prezintă jignirea lui Ion, fiind făcut sărăntoc de către tatăl lui Ana, Vasile Baciu. În sufletul protagonistului se creează astfel o frustrare care va fi urmată de acțiunea răzbunării. Desfășurarea acțiunii prezintă lupta dintre Ion și George, la cârciumă, motivul luptei fiind Ana. Ion renunță temporar la pasiunea pentru Florica, și se concentrează pe cucerirea Anei și pe răzbunarea față de Vasile Baciu. O seduce pe Ana și o lasă însărcinată, forțându-l astfel pe Vasile Baciu să fie de acord cu căsătoria dintre cei doi. Începe o dramă în viața lui Ana, aceasta fiind bătută atât de către tată cât și de către soț, chiar dacă este însărcinată. Faptul că Ion intră în posesia pământurilor lui Vasile Baciu și devine tată nu schimbă cu nimic soarta Anei, aceasta hotărând să se sinucidă. În urma morții Anei, moare și copilul, dar aceste fapte nu îl fac pe Ion să-și regrete acțiunile, el văzând-o pe Ana și pe copil ca fiind garanții pentru obținerea pământului. Punctul culminant îl prezintă pe Ion, văduv și cu dorința de a se întoarce la pasiunea anterioară pentru Florica, aceasta fiind căsătorită cu George Bulbuc. Deznodământul îl prezintă pe Ion, ucis, ca un câine, lovi cu sapa de către George, după ce hotărăște într-o noapte să o viziteze pe Florica. Criminalul George Bulbuc este arestat și închis pentru fapta comisă. Florica rămâne singură, iar pământurile lui Ion revin bisericii satului. Planul secundar al romanului urmărește destinul și necazurile familiei învățătorului Herdelia. El își ridică casa pe pământurile bisericii cu învoirea preotului Belciug Însă, relațiile învățătorului și ale preotului se distanțează cu timpul, învățătorul Herdelia riscând să rămână cu familia pe drumuri. Situația învățătorului Herdelia devine mai tensionată, deoarece acesta nu este susținut nici de regimul politic austro-ungar, care, prin regimul de austeritate, critică clasa socială a intelectuarilor care, prin regimul de austeritate, critică clasa socială a intelectualilor. Opera literară Ion, scrisă de Liviu Rebreanu, prezintă o situație realistă a țăranului ardelean român la începutul secolului XX, lipsit de avere și cu ambiție înspre prosperitate. Structura obiectiv-realistă a romanului face din opera Ion o bijuterie a patrimoniului literar. În descriere găsești materialul text al acestui clip, te rog să te abonezi, să dai un like și un share și îți urez succes la BAC!